terenului pe distanță de 20-30 de metri în zona centrului terenului, cele două echipe. Vine centrarea acum, deviere, este gol! 1-0 pentru Astra, a fost autogol, vom vedea la reluare. O fază în flancul drept cu o centrare care nu anunța mare pericol și o minge trimisă în propria poartă de Belița. Iată, în plonjon perfect a trimis, numai că a greșit poarta. A fost o centrare din flancul drept al lui Dea Morim. Nicio șansă pentru Lebmeț. Păcălit de această minge deviată de Belița. 1-0 pentru Astra în minutul 7. După ce puțin mai devreme Ivanovski ratase o șansă bună. Și cei de la Concordia au irosit o mare ocazie în startul partidei prin Wellington da Silva. Foarte tânăr acest macedonean, Belița, o minge pierdută și o nouă greșeală teribilă. Se face 2-0 în minutul 7, punctează Ivanovski. Deranj mare în apărarea celor de la Concordia Chiajna, iată-i pe cei din conducerea clubului Astra, nici nu se gândeau probabil la un asemenea start de meci. Iată, minutul 8, 2-0. O minge într-adevăr venită de la adversar punctează Ivanovski. Am văzut pe această reluare, mai vedem o dată. Da. Nu, pare că mingea a venit totuși însă de la adversar, au cerut la colțul scurt și golul marcat de cei de la Chiajna, care reușesc să revină repede în meci. Ghionea a punctat capitanul Chiajnei. Iată, avem un sfert de oră teribil cu 3 goluri și cu 2 apărări visătoare. Vedem cât de ușor s-a demarcat acolo Ghionea și a reușit să marcheze. 2-1 în mai puțin un sfert de oră. Un meci cu 3 goluri, două echipe care aveau apărări destul de bune până acum. Numai Ivanovski, de partea cealaltă Ghionea. Din nou la colțul scurt, o minge respinsă și se dă penalti. A fost o minge respinsă cu mână. Da, evident, hands-ul făcut de Fatai față în față cu portarul Concordiei. Este 3-1, perfect a executat atacantul Astrei. Seto blochează regulamentar, posesie pentru Astra. O pătrundere în careu, poziție regulamentară și vine golul de 4-1. Festival Astra, gol marcat de Ivanovski. În box ar trebui aruncat prosopul, iată. Da, la limita offside-ului Belița pare să-l fi ținut în joc pe Ivanovski. Însă, din nou, o lejeritate teribilă în defensiva oaspeților. Frumos a finalizat altii, transformat apoi de Kehinde Fatai. Era evident că nu mai avea de ce să aștepte pauza Ilie Stan, numai că ar trebui să înlocuiască jumătate de echipă. Este ridiculizat Belița, incredibil. 5-1, își trece în cont dubla și Fatai. Cât de ușor s-a scotorosit acolo de Belița. Kehinde Fatai l-a mai umilit odată și a trimis mingea pe sub Lebmeț. Spuneam, a ieșit unul dintre jucătorii cu o stație penibilă, însă mai sunt mulți alți. Șutul lui Simion, copiera careului, vedem acest șut al lui Simion și
apare mingea deviată cu mâna acolo. Zidul celor de la Astra, din 5 jucători, acum așezat la distanța regulamentară de Marian Balaci. A plecat Simion, pare să fie șutul lui Popa, lui Silviu Pană. Trage Pană, minge deviată și este 5 la 2 cu ceva noroc. Iată, Concordia reușește să reducă din diferență. N-avea ce să facă Lung Junior. O minge deviată din zid, însă îl putem trece credita cu acest gol pe Silviu Pană. Vedem, plecase pe colțul opus Silviu Lung Junior. 4 la 3 pentru echipa din Ghencea. Scapă din nou foarte ușor Ivanovski lângă Ghionea. Din nou ridiculizat atât Ghionea cât și portă Ivanovski. Iată-l plecat de lângă Ghionea din spatele lui. A reușit să-l bată în acest sprint și o minge trecută de picioarele lui Lebmeț. 6 la 2, un scor care putea fi greu anticipat înainte de startul partidei. Practic nu e niciun jucător din apărarea Concordii care să nu fie gafat și aș spune s-a auzit vocea lui Silviu Lung, fără fault. Oh, ce greșeală! Și cred că mingea a intrat în poartă, într-adevăr. Câte greșeli în această partidă! O gafă acum și în minge, care părea să nu-i pună nicio problemă lui Silviu Lung Junior. Și vedem pe această reluare